Aleea cu brazi din Buftea, de pe lacul Buftea, este făcută de prințul Știrbei acum aproape 100 de ani. Începea de la ieșirea de pe domeniul lui care este acolo și studiourile Buftea și începea de aici de la ieșire și o lua pe lângă lac, acolo avem și munții, dacă ne concentrăm un pic îi vedem. Și o lua călare pe aici, pe lângă lac, cu Regina Maria de multe ori, bineînțeles, pentru că și ea a stat aici, la domeniu. Și ajunge până la pădurea Râioasa și se prelungește pe marginea pădurii până la gara Săbăreni, pentru că acolo, aia era gara folosită de familia Știrbei. Ajungea la București, la Târgoviște, și această alee cu brazi, deci, mergea până pe marginea pădurii Râioasa. Cei care au copilărit în anii 80-70, aduc aminte, bineînțeles, mergeam la pădure și vedeam tot așa șirurile de pini, nu? Da, pini sunt, și stânga și dreapta mergeau de-a lungul pădurii. Hai să intrăm pe ea. Vedeți până la final, pentru că vom ajunge într-un loc unde ne așteaptă o surpriză recentă, la capătul acestei alei, în zona pădurii. Este aici doar pe partea stângă, pentru că malul s-a prăbușit acum mai mulți ani și partea din dreapta alei, șirul de pin din dreapta, s-a prăbușit în apă. Iar aici un primar deștept și vizionar, bravo lui, nici nu mai zic care, pentru că până la urmă știm, este unica lui realizare pentru orașul ăsta, a plantat pini stânga-dreapta acum vreo, nu știu, 10 ani. Pentru a reface această alee. Foarte, foarte bine. Uite, și aici sunt și pe stânga și pe dreapta. Pare că se prinde pește. Foarte mic. Pește mic. Are balta. Ia uite ce e aici de pescari. Aleea să continuă, bineînțeles, să ajungem în zona calubă ăla. Iar în dreapta vom avea restaurantul Calul Bălan, celebrul, istoricul, legendarul, simbolul orașului, refăcut din nou anii ăștia, pe informațiile mele, terenul este încă al primăriei, nu a mai fost dat proprietarului restaurantului, care restaurant aparține de BTT, ca și fost la bază turistică Buftea, spre care ne îndreptăm, va fi pe dreapta, fosta bază turistică. Încă mai avem pini stânga-dreapta. În stânga au mai căzut, probabil din cauza amenajării trotuarelor, lacul, străzilor. Și aici începea baza turistică în dreapta. A fost prăduită acum câțiva mai mulți ani, jumătate s-a transformat în cartier de lux, jumătate în spații de evenimente. Alea cu braț continuă cu pinii plantați acum mai mulți ani, care vor înlocui, foarte bună idee, ca să zic așa, pe cei vechi, dar hai să se protejăm și pe cei vechi atât cât mai putem, pentru că sunt încă o dată un simbol al orașului. Avem niște cățeluși, sperăm să nu ne facă figurine. Te scumiezi, da? Așa mă, băieți. Și fete. Aici, în dreapta, este partea cu spațiile de evenimente, unde s-a plantat acești tuia.
Și aleea cu brațe este, pare pe terminate. Mulți au căzut din stânga. Asta e fosta bază turistică. Și ajungem la pădure, la pădurea Râioasa, unde eu v-am mai filmat de multe ori și v-am explicat cât de mișto ar fi ca această alee să fie refăcută și dată, practic, orașului, redată publicului pentru plimbări de-a lungul pădurii. Și am ajuns la pădure, unde, iată, pinii se continuă și în pădure. O să opresc un pic filmarea pentru că nu pot să pun frână cu stânga. Hai că merge. Strada Independenței, am traversat-o. Și aici intra practic aleea cu brazi în pădure. Deci am venit de acolo. Aici am intrat în pădure. În continuare suntem pe aleea cu brazi. Câțiva s-au uscat. Și acest colț de pădure, această bucată de pădure pe care vom merge acum, a fost retrocedată recent moștenitoarei prințului Știrbei, baroneasa Ileana Chip. Se poate intra pe aici și pe aici, dar din câte mi-aduc aminte, acest colț de intersecție este privat, este al terenul altcuiva. Deci avem intersecția străzii Independenței cu intersecția străzii Aleea cu Brazi, pentru că așa se numește și aleea, strada, practic, pe care sunt aceste case, tot Aleea cu Brazi. Iar noi mergem pe propriu zis Aleea cu Brazi, vechea alee cu Brazi, să vedem surpriza de la capătul ei. Să sperăm că o găsim, poate... Nu am înțeles eu bine că este, dacă este aici. Iată, suntem tot pe alea cu braz care se continuă pe aici. Vedeți în stânga? Unul este foarte uscat și în spate au căzut mulți sub topoare în ultimii ani. Pe aici, vedeți, sunt doi uscați, stânga și dreapta. Din păcate, sunt uscați, aceasta trebuie replantați. Și încolo, din nou, sunt căzuți sub topoare mulți. Deci, se întinde de-a lungul acestei păduri aleea cu brazi a lui Știrbei. Și acum suntem pe strada aleea cu brazi, paralelă cu pădurea și cu aleea propriu-zisă. Avem acolo rămășițele aleii pe marginea pădurii, acei pini verzi. Mergem mai departe să mai vedem ce a mai rămas din această alee cu brazi. Tot aleea cu brazi. Pe acolo se prelungește spre colțul pădurii. Acum suntem din nou paralel cu alee, cu brazi, pe care o vedem de acolo. Suntem paralel cu pădurea, practic, pe câmp și aleea care se prelungește până la colțul pădurii. Ar fi frumos să fie refăcută cu adevărat și să se amenajeze un traseu cicloturistic pe care trebuie să-l găsim. Hai să-l mai căutăm. Suntem paralel cu pădurea, acolo e cartierul Flămânzeni. Acesta este un drum care este public. Are, cred că, și denumirea strada Cerbului Căprioarei sau ceva de genul ăsta. Din păcate, nu se poate intra decât când este uscat, pentru că primarul nu are niciun interes să modernizeze acest drum,
pentru că nu are terenuri pe aici. Asta e altă poveste și o știm cu toții. Suntem pe urmele aleii cu brazi. În continuare vedem rămășițele ei. Trebuie plantată de către primărie, de către noi cetățenii sau de către moștenitorul, moștenitoarea prințului Stirbei, doamna Ileana Chip, pe care poate o și contactăm să o întrebăm, pentru că i-a fost retrocedată pădurea, să o întrebăm ce părere are despre povestea asta. Și iată, intrăm să vedem surpriza pe care vă spuneam și la început. Aleea cu brazi, practic intrăm pe ea. Reintrăm pe ea, da? Așa cum a fost ea de la Calul Bălan. Mai prea puține au rămas în picioare, prea puține, prea puțini copaci, brazi, pini. Și avem aici surpriza de la Rom Silva. Se zărește în continuare forma aleii. Și Rom Silva, oameni buni, iată ce ne-a plantat aici. Contează pentru viitor. Bă, asta a dat surpriză. Exact ce povesteam eu de ani de zile, traseu cicloturistic aici. Traseu cicloturistic, aleea cu brazi, l-au și denumit așa, lungime 1,2 km. Băi, dacă e doar atât, e aproape zero, mă. Hai să legăm de oraș, să legăm de toate lacurile, cele trei lacuri, să legăm de toate cele trei păduri. Să aibă un cap și o coadă, de exemplu, gara Buftea, gara Săbăreni, printre lacuri, printre tot. Deocamdată doar atât pare marcat, că amenajat e mult spus. Recomandări, regulament, pe propria răspundere, corect. Este un semn foarte bun, pentru că până acum ne interziceau să intrăm în pădure, deși cred că și acum este interzisă intrarea. Este interzis accesul pe traseu cu bicicletă atunci când sistemele de frânare... Ok. Hai să mai mergem un pic. Dar nu cred că mai găsim altceva, doar direcția asta. Oricum, e bine. Și un semn. Și un astfel de semn e aur. Pentru Buftea. Să sperăm că vor continua amenajarea cu adevărat acestui traseu cicloturistic. Dacă nu, hai să-i contactăm noi și să le spunem că facem noi. Defrișăm, tundem, atât. Boscheți și nu frunze, că frunzele trebuie să rămână aici. Să fie accesul, pentru că dacă vine primăvara și vara, vor crește foarte multe bălării. Da, așa facem. Dați un semn în comentarii dacă vă băgați. Să amenajăm noi voluntar acest traseu. Da, traseul trebuie cumva amenajat, îndepărtate toate crengile, verificat să nu fie prea multe, nu știu, capcane pentru bicicliști, gen gropi mari, șanțuri, spini pentru pană. Eu merg pe riscul meu aici, cum scrie și acolo. O să opresc aici, că nu s-au prins și pedalele și nu mă văd bine. Iată pinii, alea cu brăzi. Are o formă acum cât nu este împânzită de bălării crescute, așa că până la primăvară am putea avea destulă treabă aici. Avem nevoie de voluntari, de bani, bineînțeles, și de permisiune. Permisiunea Rom Silva, permisiunea proprietarului pădurii, moștenitoarea, nepoata prințului Stirbei. Frumos acum când ne sunt boscheții, se vede alea. Ne băgăm? Am ajuns la capătul aleii cu brazi. O vedem încă pe marginea pădurii. Capătul aleii cu brazi este colțul pădurii, cum îi zice acestui loc. De aici nu mai vedem alei, nu mai vedem aleea cu brazi, nu mai vedem acești pini, pentru că cel mai probabil ei au se prelungeau pe aici până la gara Săbăreni. Să bărem Buftea. Ei au căzut probabil în lupta, cum se numește, comunistă pentru agricultură, pentru extinderea câmpurilor agricole. Aici practic se termină și
traseul cicloturistic amenajat sau marcat, deocamdată că nu e nimic amenajat, sincer, haideți să fim serioși, poate îl vom amenaja noi. Fix aici se termină. Ar fi drăguț să continue totuși până la gara Săbărin, pentru a avea, cum spuneam, un cap și o coadă de la gara Buftea la gara Săbărin, trecând prin toate pădurile și lacurile orașului. Sunt în colțul pădurii, un luminiș destul de cunoscut de bufteni care pe vremuri veneau la picnic aici. Deci, încă o dată, acest traseu cicloturistic este momentan doar marcat, dar nu este amenajat. Poate îl va amenaja Rom Silva, vrem să ne implicăm și noi. Deci, deocamdată, nu are rost să bateți drumul, doar la pas, poate. Și va fi o gură de oxigen pentru orașul ăsta care, încă o dată, v-am mai spus, este un oraș turistic, dar nu se vrea turistic. Cineva, adică, mă rog, știm cine, nu-l vrea turistic, bineînțeles, pentru că nu are viziune, în primul rând, nu că l-ar deranja cu ceva. Deci, sperăm că în colaborare cu Rom Silva și poate cu proprietarul acestei păduri, deci retrocedată către nepoata lui Știrbei, să avem ceva frumos în Buftea, un traseu cicloturistic care să lege cele două gări, gara Buftea principală și gara Săbărem Buftea, trecând prin toate pădurile, inclusiv pe la Corbeanca și Buciumeni, inclusiv Crevedia, pe la Mănăstirea Rebegești, mănăstire construită în 1669, apoi pădurea Râioasa, lacurile noastre, cele trei lacuri și lacul Crevedia chiar, ar fi o zonă senzațională pentru așa ceva. Nu, băi, efectiv, nu cred că există în Ilfov o astfel de zonă care ar putea atrage turism de weekend în Buftea. Aleea cu braz nici măcar nu mai e iluminată noaptea. Din păcate, ignorată total. Pe lac aici e o zonă superbă de plimbare seara. Dar, beznă. Era o treabă să fie iluminată.